De pe un nou videoclip în care, bineînțeles, nu este despre agricultură, ci este despre această micuță mașină. Mai exact, vom lua și vom recondiționa-o. Vom schimba pragurile și cu aripa de spate, acolo, așa. Am o pornire. A pornit la sfert. Avem aici de făcut o grămadă, nefedent. Avem de treabă aici să punem mâna să tăiem pragul stalantul vechiul, că bineînțeles asta este o problemă clasică la aceste modele de mașini, la matizuri mai exact. Aici, uite, pragul, ce înseamnă partea de prag, partea de aripă în spate, asta este boala lui care apare rugina. Bineînțeles, auzi, s-a mâncat de tot. Ăsta îl voi tăia și așa avem tot ce ne trebuie. Am luat pragul nou nouț, filmează-l. Am luat aici așa aripioaia pe spate aici și aia, uite, cam așa și vine. Așa. Dacă să ne punem pe el să îl face. Tabla este o tablă poloneză. După părerea mea mi se pare destul de bună, destul de groasă față de tabla mașinii de fabrică. 8 sau de asta, 12 sau de asta. Acolo avem tot ce înseamnă kit, avem tot ce înseamnă șmilghiere, tot ce înseamnă de pregătit aici. Suprafața de exterior. Și să se ducă pe ea găuda. Uite și tu cum a fost făcută, uite. Cu tablă, vezi? Și uite aici, a fost băgată spuma. O tablă galvanizată, vezi? O dunguliță cu marcăriu ca să facem un traseu. Să traseu aici așa, să vedem cam pe unde să trăim. Mai aici trebuie un pic mai sus, că e mâncat de tot pe acolo. Prag. Mădeazul ăsta e indicat tot ce înseamnă prag. Da, hai da, ușor, ușor, ușor. Bă, dar arată bine, nu pot de dăsut, uite și tu pe sub prag. Desfacem aici asta la aripa cea de față. Cum iese, uhu! Aici cred că o să mai trebuiesc un pic pătrâns. Ce preferie să faci? Cât de fibre de aia de sticlă este pe mine, vezi? Cred că de la kitul ăla. Fibre de sticlă care a fost înainte. S-am ușurat pe aici și aia, uite și tu. Tot și-a fost rugină. Am dat tot preagul, uite și tu aici. Kilograme de rugină. Care am lăsat aici și-a jos. Care o să urmeze să venim cu celelalte noi. Preag nou, aripă nouă. Acum mai îndreptăm un pic aici, așa că nu prea vine el la perfecțiune. Dacă vine bine. Am pus aripa asta de spate, cam așa a și ieșit. Bineînțeles, am făcut aici să se închidă și să se deschidă ca la carte. Aud.
Ia uite. Vezi? Poate să atingă absolut pe nicăieri. Acest preag, să încercăm să îl prindem aici, așa. Înainte de asta să luăm, să mai tăiem un pic de aici. Marginea aceea cu albastru, ce înseamnă pe acolo. Acum mai dăm aici cu sudură ca să îl îmbinăm ca lumea. Ia uite-te băi nene ce ai ieșit aici. Zici că ești alămit? Auzi. Auzi-te și tu. Cam tot ceea ce am făcut până acum am cam încheiat. Acum îi dăm ultima mână, după care venim cu kitul. Vezi voi ce calmea am scos aici, uite. Unde a fost uduia? Am luat ce am întors-o invers, ne apucăm și pe partea aceasta să îl facem. Bineînțeles, schimbăm și pe aici tot ce s-a schimbat. Avem și pe partea asta, pe aici, pe aici în față, unde este coaptă, bineînțeles, uite, s-a cam îngăuit de rugină. Și aici în spate, cum am spus la începutul videoclipului, aude, e mâncată de rugină, aude-te și... Bă, dar asta, partea asta aici, aude-te și tu cum te rozește. A, mi se pare că are burete-o. Deci când trebuie să ia așa, mi se pare că e burete, băci. Dar nu e, aia e și spumă de asta. Bă, dar a fost meseria și omul, uite-te și tu că ai făcut-o înainte. A fost făcută cu stablă galvanizată, prelungită. Vedeți tu steat de kit ce avem aici, așa. Greutate care, bineînțeles, la un matiz, la un motor de 7.0, 8.0 cât are, bineînțeles, se cunoaște la consum. Auzi-te și tu. Câteva ciocane aici, ciocănind mereu, ca să îndreptăm aici și unde este la rezervor. Cam așa și ieșit pe aici și pe jos, preagul de pe partea dreaptă. Bineînțeles, am dat tot ce am fost dat la o parte. Am ușurat pe aici și cu găurele. Și ușurița cam așa se deschide. Bineînțeles, acum mai avem de băgat sudură pe aici. Și cam așa se închide. Asta la întâi o dăm și pe aia la fel. Unde a fost terminat de ieri. Cam așa a și ieșit, uite-te și tu aici, bineînțeles, aici este tot terminat, tratat și cam așa se vede. Tot la fel ușile se închid, se deschid foarte bine. Aici și în spate se închid, se deschid foarte bine. Am luat fără sâmă, uite. Iau tot sâmă de 0.9, care a fost și până acum. Dar e treaba cum să fac eu aici, așa că... Văd că am rămas cu sâima, uite aici. Cum o scot eu pe asta. Ia să încercăm faza asta. Să tragem pe asta la altă veche. Dar uite asta, porțiunea în sâima, cred că mi-a rămas. Să-mi spună și mie, cei care aveți așa ceva, asemenea părea de sudură, cu sâima, așa va rămâne fiecare dată, a? Asta cred că se aruncă. Că nu mai ce să faci cu ea. Că nu este ca la păsa de balota ca să lege ață, de ață ca să treacă de nou. Așa. Cam pe asta la întâi veche. Gata. Asta e bine reglat aici. Punem asta la întâi la locul lui. Bă, dacă îți spun că te zapoaie. Uite. Vezi, a venit. E proaspătă, mă? Uhu.
așa pe jos, cam a fumec asta. Să mai bine pe cealaltă vechi. Acum dau cu antifonul, bineînțeles sunt pistol de s-a devopsit. Aplică de mai greu, dar dacă n-am pistol special, ce să fac? Merge. Așa am și ieșit, am dat peste tot cu antifon. Să punem aceste carenaje aici pe desubt la aripă, să nu mai avem probleme absolut deloc. Tot ce înseamnă apăsare pe timp de iaină, să arunce aici de desubt. Am luat și am prins aici și carenajul, după cum se poate observa cam așa a și ieșit, destul de bine. Antifonul de desubt care protejează la rândul lui. Mai aici pe pipaiat kitul cu fibra. Doar atât are în el? Așa. Bă, dar chiar are fibra în el, uite. Acum desfac aici și pasta. Punem nițică pastă. Amestec tot ce înseamnă pasta asta. Să aici și la locul cu pricina. Acum luăm și aplicăm kitul. Aici și întindem, îi dăm cu glet. Aute. Pac. Păi cam aici, apoi mustiat de kit. La a doua mână de kit, bineînțeles, suntem celălalt de finisaj. Auzi, tu cum iese. Pac, pac. M-am pus aici și apă făicat, să făica lumea ce am dat, bineînțeles, a doua mână. Urmă o să mai urmez o ultima mână, finisajul complet. Ceva am dat aici și cu kitul, bineînțeles am șlefuit, l-am curățat, l-am creatat. Pun niște bandă de asta aici ca să nu dăm cu vopsea pe mărgini, pe lături. Tot ce înseamnă pe aici avem de vopsit în partea de jos. Aici la spate la fel avem de vopsit și pe aici și pe aici, cât și pe aici pe jos, tot ce înseamnă partea aceasta. Acum ne-am chitit aici și cu vopseaua. Ia uite de ce este. Câte puțin. Este ca nou. Am dat vopseaua, am aplicat și lacul și auziți-vă și voi. Auzi. Pac, pac. Deci a ieșit la fel ca cealaltă de sus, uite că a fost vechea vopsea. Bineînțeles, auziți aici, peagul. Care zici că este nouă nouță, zici, te dă-n fabrică, ia uite. Pac! Să iau și să desfacem și aici, așa. Ah! Scociul ăsta. Și să-l dăm la o parte. Trebuie să le polișez, ia uite și tu cum era vechiul foaie. Cum este noul foaie. Ca dintr-o magie, le-am făcut pe amândouă. Și stângul se vede becul și dreptul se vede becul. Din puține pe aici, așa. Stângem tot ce înseamnă mizerie. Am văzut că avem și frunze pe aici, avem, ce n-avem pe aici. Se uite el, ce merge mititelul de el. Uite între timp aici, lumea muncitoare. Muncește. Uite ce s-a dat frumos aici, cum crește minte și ce. Viuleț frumos, rău de tot este, bravo. După recondiționarea acesta, observă o singură chestie la matrizul ăsta. Mi se pare mult mai ușor, adică, nu știu, când bag piciorul nițel în el, pare că e mai sprinten. Și se cunoaște și la cuipe, la astea. Este mult mai ușor față de câte kilograme de kit aveam. Plus carenajele acelea de pe spate, care mi se pare că antifonează și ele ceva zgomotul de la anvelope. Cum am luat și-a pun spuma pe aia, ia uite. E frumos aici. Să o facem cu o coană de oiași. Pe finalul acestui videoclip vreau să vă arăt cum a ieșit mașinuța din spatele meu. Cam așa și ieșit, uitați-vă și voi aici, am aplicat vopseaua, după cum se poate observa, încă este umed. Am făcut pragurile pe aici, pe partea de jos, au detești frumos. Aici așa, cam așa și ieșit, bineînțeles, au ușit două omul la accelerații în blană. Bineînțeles, am vopsit pe aici așa, pe jos, cu negru, uite mai și să picure puțin apă. Frumos gențile,
cu iațica spalată. Era și păcat de el să-l abandonez. Pentru ce? Pentru niște peaguri uginite. Așa că uite, l-am actualizat la stajul lui cum era din fabrică. Aproape din fabrică. Până data viitoare, ne vedem la alte videoclipuri. Pa!